Lucrările pentru construirea celor două blocuri de locuințe sociale din Râmnicu Sărat sunt într-un stadiu avansat. În prezent, constructorul lucrează la interioarele blocurilor din cartierul Costien, la limita cu Alecu Bagdad. Într-un stadiu avansat, locuințele sociale pentru tineri, la fel, sunt în termen de execuție, se lucrează la interioare. Chiar zile trecute a venit constructorul să dăm o părere privind partea de faianță și gresie care să fie aplicată în zonele unde trebuie bucătărie, baie sau holuri. Și e clar, într-un stadiu avansat, finalizarea clar e aproape. Tot în această zonă se lucrează și la un alt bloc care va cuprinde locuințe destinate tinerilor printr-o investiție derulată prin Agenția Națională a Locuințelor. Celălalt tip ANL, tot în acea zonă, este cumva, cred că deja se lucrează pentru parter. E și început un pic mai târziu, dar cu fiecare dintre constructori am permanent comunicat și ne-am întâlnit. I-am sprijinit pe diverse probleme acolo unde, eu știu, au întâmpinat situații în care au avut nevoie de ajutorul nostru, dar lucrează și e clar că nevoia de spații locative cumva va fi satisfăcută într-o oarecare măsură și prin aceste două construcții pe care le avem începute. Autoritățile din Râmnicu Sărat nu pot estima o dată exactă a finalizării lucrărilor din această zonă. Cert este că acolo se va amenaja și un spațiu verde, se vor realiza locuri de parcare, precum și un loc de joacă pentru copii. Problema este că acest proiect presupune nu numai construcția blocului, ci și amenajarea împrejur. Va fi un spațiu verde, o parcare, un loc de joacă în zona aceea. Deci partea, la fel mă întorc aici în timp și amintesc celor care cunosc acea zonă, cum arăta din fața bisericii, o zonă uneori insalubră, aruncându-se gunoaie, fel și fel de situații neplăcute în acea zonă, o zonă care deja e de nerecunoscut și clar va fi un ansamblu chiar plăcut cu o biserică aproape. Investiția pentru construirea celor două blocuri de locuințe sociale din Râmnicu Sărat se derulează prin proiectul de regenerare urbană finanțat din fonduri europene. Cele două blocuri vor integra 32 de apartamente de locuințe, câte 16 pentru fiecare clădire.